Toată lumea știe că pisicile torc. Uneori ele torc când sunt mângâiate, când vor mâncare, atunci când mănâncă sau adorm, dar și în alte situații despre care vom vorbi imediat. Totuși, de ce fac această acțiune? Michel Delgado, cercetător la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității din California, spune că torsul își are rădăcinile în perioada când pisicile nou-născute sunt îngrijite de mamele lor. Citez. Sunt mai multe motive pentru care pisicile torc, dar probabil că unul dintre ele este faptul că torsul ar putea întări legătura dintre mamă și pui, din moment ce amândoi torc în timpul alăptării. Pisicuțele se nasc oarbe și surde, așadar e posibil ca torsul mamei să le ajute să o găsească, iar torsul puilor în timpul alăptării e o formă de comunicare prin care îi transmit mamei că sunt în regulă. Am încheiat citatul. După cum știi, felinele nu scapă niciodată de obiceiul ăsta, chiar dacă devin adulte fără să aibă pui. Când pisica ta toarce, îți transmite că se simte protejată și că totul e bine. Însă mai puțin este cunoscut faptul că pisicile torc chiar și atunci când au dureri sau când se află în situații stresante. Unii veterinari explică acest fenomen speculând că pisicile torc atunci când sunt speriate pentru a-și induce o stare de bine și a se calma, la fel cum unii oameni schițează un zâmbet chiar dacă se află în încurcătură sau au dureri. Cercetătorii încă nu au explicație dovedită științific pentru acest comportament, dar se presupune că e o metodă de consolare, de alinare. Probabil că tânjesc inconștient după îngrijire maternă în anumite momente. Deci, tot la mame revine discuția. Bun, am găsit oarecum răspunsul la prima întrebare. Dar totuși, cum torc pisicile propriu zis? Ei bine, există mai multe teorii despre cum torc pisicile. Dintre acestea, una este cel mai bine cunoscută și argumentată. Această teorie spune că torsul pisicilor este produs cu ajutorul mușchilor laringelui și a diafragmei, împreună cu un oscilator neural. Se pare că sistemul lor nervos are niște conexiuni cu totul speciale. Astfel, ele reușesc să-și facă mușchii să vibreze. Oscilatorul neural, repetitiv, trimite semnale mușchiului laringelui și îl face să tresară la o viteză de 25-150 de vibrații pe secundă. Acest lucru cauzează o mică separare a corzilor vocale atunci când pisica respiră. Asta produce sunetul pe care îl auzim când torc pisicile. Dacă ați mângâiat multe pisici, știți deja că torsul fiecărei pisici este diferit, el putând varia în volum și în sunet. În ultima parte a acestui videoclip, o să vorbim despre beneficiile pe care pisicile le aduc stăpânilor lor, prin tors și nu numai, acestea fiind nenumărate. Mângâiatul unei pisici are un efect de calmare și de relaxare. Studiile arată că o persoană care are o pisică în casă de mai bine de 10 ani este cu 30% mai puțin predispusă să sufere un atac de cord sau un atac cerebral. Noi studii au adus dovezi care susțin că torsul pisicii acționează precum un aparat terapeutic, care nu doar că regenerează corpul, dar îi și mărește rezistența la boli. S-a demonstrat că torsul diminuează problemele de depresie și ajută la accelerarea vindecării oaselor și a organelor, dar aduce și o îmbunătățire importantă asupra dezinității lor. O persoană care suferă de o anumită afecțiune se va simți psihic mult mai bine dacă are în preajmă o pisică. O persoană cu Alzheimer va avea mai puține reacții de anxietate dacă are în casă o pisică, în timp ce un bolnav cu HIV sau SIDA va fi mai puțin expus riscului de a suferi de depresie. Copiii care sunt crescuți într-o casă în care există o pisică au un sistem imunitar mult mai puternic, având un risc mai scăzut de a suferi alergii, astm sau eczeme. În concluzie, chiar dacă pisicile nu sunt tocmai cele mai altruiste animale de companie, acestea sunt deosebite și au multiple beneficii pentru sănătatea ta. Mulțumesc pentru atenție! Nu uita, dacă ai idei interesante de clipuri, lasă comentarii cu acestea, iar în caz că ți-a plăcut clipul, dă-i un like și un share. Numai bine, pe data viitoare!